până se gătesc laptele. Beau un gât de cafea. Cum v-am spus, da, spike-ul, să nu facă gălăgie. Cum v-am lămurit în video trecut, am făcut împletitura în trei laturi pentru ochi, dar, de exemplu, îl agățăm undeva și mai avem nevoie să mai adăugăm în această funie o altă funie, da? Și, ca să nu ne facem niște noduri greșite și să fie, de exemplu, unde dorim noi, la ce distanță, atunci vă arăt cum să adăugați. Luăm. Bine, această funie am tăiat-o cu tăietorul special. Dacă funia ochiul va fi cu atârnat sus, noi trebuie să împletim funia asta în așa nivel, că poate ne trebuie două capete în jos, da? Spre de exemplu, eu am să o fac cât mai aproape. Dăm. Și începem. E foarte simplu, doar fiți atenți. Le strângem să fie cât mai strinse și iată cum se formează, da? S-a format că am agățat unde ne trebuie și trăim, de exemplu, două mașini. Dar trebuie să o împletim corect. Luăm următoarele. Foarte interesant. Și le mai strângem automat, că pe urmă, după a doua, a treia, nu poți să le strângi. Ne-a mai rămas una, care nu trebuie să greșim. Iată, după două împletituri, cum a ieșit. Și continuăm tot mai departe. Fiindcă avem nevoie cu un singur ochi să facem două lucrări odată. Nu vreau să sar de la amplitură la amplitură, vreau să vă lămuresc cu această amplitură mai multe detalii care într-adevăr să vă reușească. Să nu vă adaug un video, alt video peste o lună sau două, că a să puteți să uitați ochiul. Dar așa vă fac pas cu pas cum trebuie să învățați multe lucruri de la Captain Andrian. Iată cum merge. Și mi-a mai rămas să-i mai dau încă un pic. Iată, așa ceva ne-a ieșit. Acum v-am arătat mai rapid, fiindcă deja în video trecut ați învățat această împletitură sau ați vizionat-o mai încetișor, v-am explicat.
specială, așa, ca să fie cât mai detailat orice latură. Acum folosesc mai diferite culori ca să înțelegeți orice orice detaliu mai detailat, pas cu pas. Și acum, iată, cred că vă e clar, dacă dorim să meargă funia în 90 de grade, atunci îi mai facem un nod, da? Facem un nod ca, într-adevăr, să nu, iată, nodul, da? Cu acest nod, așa amplitudine, folosim noi în pescuit. Poate nu toate vapoarele, dar eu, unde lucrez, folosesc așa ceva. Iată, nodul, cum a ieșit. Și atunci, sigur, nu se mai scoate și nu se rupe. Poate să rupă de aici, dar nici într-un caz din partea asta. V-a plăcut video? Scriți un comentariu frumos, special pe baza ce vedeți în video. Eu vă doresc o zi ușoară și vizionări în continuare. Nu uita să pui like și abonează-te la canalul meu. Cu tine, mereu, Captain Andrian.